Și la școala de poliție Vasile Lascăr din Câmpina a avut loc astăzi o festivitate de absolvire. Elevilor promoției 2014 le-a fost acordat gradul profesional de agent de poliție. Ziua de astăzi reprezintă un moment de referință, încărcat de emoție și solemnitate, atât pentru absolvenți, cât și pentru personalul școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina. Cei 44 de viitori agenți de poliție primesc acum certificatul de competențe profesionale, semn al apartenenței lor la structurile Poliției Române. Acest eveniment, ceremonialul de acordare a gradului profesional, constituie un nou început pentru tinerii absolvenți. Proaspeții agenți au depus jurământul în prezența subsecretarului de stat, chestorul principal de poliție, Florea Oprea. Constituția. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării. Să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării. Anul acesta au absolvit școala de poliție Vasile Lascăr 44 de elevi.